Bine v-am găsit! În acest tutorial o să vă explic cum să reglați corect o șa de bicicletă, atât pe înălțime, cât și față sau spate. Haideți să vedem despre ce este vorba. În funcție de bicicleta pe care v-ați achiziționat-o, prinderea pentru tija de șa poate fi de două feluri. Primul este aici de față, se face cu un colier cu cheiță rapidă și al doilea cu șurub. Haideți să discutăm mai întâi despre acesta. Colierul acesta se strânge cu ajutorul acestei pârghii, iar dacă vreau să-l desfac, să eliberez tija de șa din cadru, trebuie să-l dau către exterior. În acest moment pot mișca tija de șa liber în sus și în jos, după care îl strâng la loc. Dacă după momentul închiderii acestei tije șaua încă se mișcă stânga-dreapta, atunci va trebui să-l desfaceți din nou și să vă folosiți de acest șurub aflat la exterior, pe care să-l mai strângeți un pic, să spunem două ture. Strângem apoi colierul la loc și verificăm dacă tija se mai mișcă în cadru. Dacă aceasta nu se mai mișcă, înseamnă că este strânsă corespunzător. Dacă se mișcă, înseamnă că trebuie să mai dăm încă două ture din acel șurub pe care vi l-am arătat anterior. Foarte important, după ce strângeți acel colier, este să verificați dacă vârful șei se află în aceeași linie cu cadrul. Dacă veți pedala cu șaua într-o parte, va fi extrem de incomod și va deveni obositor foarte rapid. Așadar, desfac din nou acel colier și așez vârful șei perfect aliniat cu cadrul, cu țeava de sus a cadrului bicicletei. Strângem colierul la loc, iar acum șaua este poziționată corect. Al doilea tip de colier este prins cu ajutorul unui șurub și al unei piulițe. Introduceți tija pe cadru, după care va trebui să strângeți cu o cheie de 13 această piuliță. Rolul piuliței este similar cu cel al închiderii rapide din secvențele anterioare, doar că va trebui să faceți voi toată această treabă și, bineînțeles, poate fi un pic mai dificil în momentul în care vreți să faceți un reglaj fin al înălțimii șeii, deoarece veți avea mai mult de umblat la această piuliță. Următorul tip de reglaj este față-spate, dar pentru că tot suntem la acest capitol, vreau să vă arăt și poziția acestei șei. După cum se poate observa, este ridicată de vârf, ceea ce iarăși va oferi o poziție foarte incomodă la pedalat. Pentru o poziție ideală, această șa va trebui să fie plasată paralel cu solul, iar la acest tip de tijă va trebui să desfac această piuliță cu ajutorul unei chei fixe de 13 până ce aceasta se mișcă liber. În acest moment țin cu mâna stângă de partea din spate a șeii și cu mâna dreaptă de partea din fața șeii și o îndrept. În acest moment ea este paralelă cu solul, deci o să mă oferă o poziție ideală la pedalat, iar dacă vreau să o mut în față sau în spate, va trebui să desfac aceeași piuliță plasată pe partea opusă. Odată desfăcută și piulița de pe partea cealaltă, veți observa că pot mișca deja în față și în spate. Șaua plasată mai în spate o să vă ofere mai mult spațiu pe bicicletă, plasată mai în față o să vă ofere o poziție mai compactă. Iar acum cu cheia de 13 voi strânge ambele piulițe la loc, iar șaua mea este acum reglată corespunzător. Dacă nu aveți prindere cu două piulițe pentru șa, este foarte posibil, iarăși în funcție de modelul de bicicletă pe care îl achiziționați, să aveți această prindere cu imbus. În cazul de față, cu imbus de 6, îl desfac, după care o să puteți observa că șaua mea se mișcă în sus sau în jos, exact cum v-am arătat mai devreme, sau față și spate. Stabiliți poziția corectă când tija de șa se află, bineînțeles, instalată pe bicicletă, după care strângeți acest șurub la loc. Acestea au fost informațiile despre reglajul șeilor. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și spor maxim la șurubărit!